Salutare, oamenii buni! Ei bine, nici nu a cântat cocoșul puștilor lui Putin de 3 ori că au și apărut la noi babele bocitoare care să anunțe dezastrul ce va veni. Dintre bocitoare s-au evidențiat de curând plânsetele panicate lansate în eter de liderii Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România, care au publicat pe Facebook un apel la discernământ. Ups. În acest apel, rutenii, care spun despre ei că sunt în număr de 60.000 în țara noastră și 1.000.000 în Ucraina, anunță că nu vor să lupte alături de NATO în cadrul unui război Rusia-Ucraina, însă ne avertizează că în această situație România va fi sfâșiată. Oh, no. Cităm: Ardealul va fi luat de către Ungaria, Dobrogea de către Bulgaria, Banatul de către Serbia, iar Moldova dintre Carpați și Prut, împreună cu Moldova dintre Prut și Nistru, vor forma o singură țară sub guvernarea puterii învingătoare. Viitoarea Românie va fi redusă la 2 județe, Ilfov și Ialomița. What? Deci să ne imaginăm: ungurii ne iau Ardealul, rușii ne iau Moldova, bulgarii cotropesc Dobrogea, sârbii preiau Banatul. Ei, dacă intră și africanii în război, un lucru e clar: rămânem și fără Oltenia, că oricum se deșertifică. 2. Dacă ne ocupă rușii, imnul nostru național va fi un cântec de la Taraful Rutenilor, normal. Ziua în care tu m-ai sărutat. Se va schimba doar ultimul cuvânt, ziua în care tu m-ai ocupat. Și vom dansa până dimineața Caza Cioc, când ne vor sări la toți ligamentele, așa cum sar paiele la combină. Ok, e nasol dacă ne iau ungurii Ardealul, bulgarii Dobrogea, rușii Moldova și sârbii Banatul. Dar ce ar însemna asta? Ar însemna că am putea înfăptui o nouă unire peste 100 de ani, nu? Cu tot cu avantajele de rigoare. Adică după ce ungurii ne vor fi construit niște autostrăzi, bulgarii ne vor fi făcut un litoral mai civilizat, rușii ne vor fi crescut niște mafioți mai de Doamne ajută, că ce avem noi acum sunt bombardieri, nu mafioți, iar sârbii ne vor fi compus niște manele mai de calitate. Căci doar cu piesa Saint-Tropez de la Salam și cu un țancă Uraganu nu se face primăvara de la Praga în materie de muzică de petrecere, sârbii având mai multă experiență încă de când Ceaușescu și Elena o pupau în dos pe Lepabrena. Apropo de pierderea teritoriilor românești către vecinii noștri, singurul vecin care pare că nu ar vrea să ne ia niciun teritoriu este Marea Neagră. Deși aici e invers. Noi i-am dat cu mare plăcere 90% din noua plajă de la Mamaia ca să nu mai străbatem un teren de fotbal de la prosop până la apă și să ne tăiem în scoicile cât farfuria de pe nisip. Oricum ar fi, rugăm vecinii care vor să ne ia teritoriul țării să ne mai lase și nouă măcar un sătuc, ca să avem unde să ne ținem cei 3.000 de generali inutili. Mă rog, un sătuc și BNR-ul, că avem să le plătim și pensii speciale, doar pentru faptul că există. Și acum, în final, vestea cea bună din acest dita mai fake news-ul. După ce toți vecinii ne vor fi luat majoritatea teritoriilor, suprafața țării se va reduce atât de mult încât CSAT va fi acronimul de la ce? De la Consiliul Superior de Apărare a Țăndăreiului, bineînțeles! Unde cei 3.000 de generali vor mai avea o unică și sfântă misiune față de patrie ca să își justifice pensiile speciale.
să îl apere chiar cu trupurile lor gingașe pe bulibașa șef al țăndăreiului. V-am pupat în inimă pe data viitoare și, ca să vă protejați de război, vă urez să aveți la voi două perechi de ochelari de soare, doar pentru mine, pentru tine, pentru voi!